s-a citit un text important pentru fiecare dintre noi și am dorit ca Domnul să ne vorbească în dimineața aceasta. Mai întâi de toate ar trebui să precizăm niște lucruri legate despre această temă a credinței practice, a faptului credinței, și anume că Apostolul Iacov, cel care a scris această carte, a fost fratele lui Hristos după mamă, care este mama îndrăzmirii de însuflețire, nouă, la Dumnezeu, de după Domnul Domnului, și nouă, la Domnul Iisus Hristos. De lângă aceste lucruri, trebuie să înțelegem, să știm, această epistolă a lui Iacov a fost adresată în special creștinilor. Apostolul Iacov spune că ea adresează, încă în traducerea Cornilescu sună așa ca și un vers de poezie. Iacov către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate, sănătate. Deci el o adresează celor care erau împrăștiați, în special evreilor. Bineînțeles că din epistola către evrei începe seria epistolelor adresate evreilor, în special evreilor. Și ceea ce e foarte interesant aici în epistola lui Iacov este faptul că el emite câteva teste, așa cum noi studiem pentru școala de șoferi, ca să putem să conducem mașina și mergem și dăm un examen. Așa Iacov emite aici în epistola sa câteva teste pe care trebuie să le ia cei care vor să ajungă în cer. Nu cu mașina, ci pe calea cea nouă și vie, prin trupul lui Hristos, care a fost sfâșiat ca și perdeaua templului. Fraților și surori, testele sunt foarte interesante și toate aceste teste ne privesc în mod direct cu fiecare dintre noi. Sunt lucruri practice, sunt 14 la număr și ele vizează, în primul rând, suferința. Bineînțeles, Iacov se adresa unei comunități sau unor comunități care se aflau în suferință și le spune că merită să suferi pentru Domnul, pentru că aceasta este o încercare a credinței, un test al credinței lor. Apoi, pe lângă asta, este testul ispitelor. La celor încercări care sunt în interiorul nostru, la nivelul minții noastre. Și acesta este primul capitol. Plus că la final revine și aduce testul scriptural și spune despre religia, acela care este curată și neîmpunată. Religia aceea care ia scriptura, o citește și o pune în practică și zic, apoi merge mai departe și vorbește despre iubirea de aproapele în capitolul 2 și apoi despre faptele practice ale credinței și este deja textul în care noi ne-am axat astăzi ca să vorbim câte ceva din el. Apoi merge la capitolul 3 și vorbește despre testul limbajului. Limba te dă de gol cine ești, dacă ești pocăit sau ești nepocăit, dacă ești omul lui Dumnezeu sau nu ești. Și spune foarte clar aici Apostolul Iacov că limba aceasta și-o aseamănă acolo cu foc, cu izvor, care poate fi ori cu apă dulce, ori cu apă amară, otrăvită, și așa mai departe. Are el mai multe asemănări cu fiarele și așa mai departe. Mergem mai încolo și tot în capitolul 3, Apostolul Iacov emite testul smereniei, pentru ca în capitolul 4 să spună despre lumificare, despre inima aceea împărțită, trebuie să ne verificăm cum stă cu inima, dacă e împărțită sau e alipită de Domnul, și apoi vorbește despre dependența totală de Domnul. Și apoi în capitolul 5, în ultimul, vorbește despre testul bogăției, despre testul cuvântului dat, un pocăit adevărat trebuie să fie panelist, să-ți dea cuvântul și să-și rețin acest cuvânt, și apoi finalizează cu testul stăruinței în rugăciune și cu testul legăturii frățești. Sunt
14 lucruri pe care apostolul Iacov le trimite celor 12 seminții împrăștiite, cărora le urează sănătate. După fraților și surori, și iubiți prieteni, este foarte important să înțelegem din cuvântul Domnului că apostolul Iacov, pe care Martin Luther, într-o nepricepere a lui personală, l-a numit apostol de paie, și epistola asta o numea epistola de paie. Nu-i chiar așa. Putem vorbi multe despre cuvântul Domnului, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și în el nu este schimbare sau umbră de mutare, nici în Dumnezeu, nici în cuvântul său. Pot să treacă cerurile, dar o iotă, o virgulă din cuvântul acesta nu va trece, pentru că a fost inspirat de Duhul Sfânt, rostit de oamenii lui Dumnezeu și rămâne în viață. Amin. Martin Luther avea părerea lui și, bineînțeles, el s-a uitat la texte care par într-o aparentă contradicție. De exemplu, Romani, epistola mult iubită de Martin Luther, în capitolul 3, versetul 28, doar citesc, care spune așa: noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Și venim din coace și citim Iacov 2, cu 18, pe care unii consideră versetul cheie al epistolei lui Iacov. Dar va zice cineva: tu ai credința și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte, eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Și gata, când citim un verset de acolo din Roman, unul din Iacov, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Cuvântul lui Dumnezeu nu e adevărat și vezi. Atât Pavel cât și Iacov au dreptate, pentru că Duhul Sfânt i-a inspirat. Într-adevăr, omul este socotit neprihănit prin credință, spune Pavel, dar atenție, zice acolo, fără faptele legii. Din coace vine Iacov și nu spune faptele legii, se spune doar de fapte, acele fapte care urmează credința noastră. Credința este în interior, fapta este în exterior. Cum făcea John Bunyan, un marele puritan al secolului 17, făcea o aplicație foarte frumoasă la cartea Exodului și când lua el un verset de acolo și vorbea despre îmbrăcămintea marelui preot, scrie că pe marginea veșmântului marelui preot trebuia să fie un clopoțel șorodne, un clopoțel șorodne. John Bunyan, cel care a scris Călătoria Pelerinului, carte pe care bătrânii noștri o aveau de căpătâi alături de Biblie, el spune așa, zice, un clopoțel șorodne înseamnă un cuvânt și o faptă imediat, un cuvânt și o faptă, un cuvânt și o faptă. Și asta înseamnă împlinim Scriptură. Amin? Deci, fraților și surori, nu se contrazice Pavel cu Iacov, nici Iacov cu Pavel. Pavel insistă pe credință și readuce, actualizează, dacă vreți, în conștiința celor care au primit scrisoarea lui către Romani. Versete din Vechiul Testament, cum e cel din Habacuc, cel neprihănit va trăi prin credință. Și este tema cheie a epistolei către Romani. Neprihănitul trăiește prin credință atunci când vine urgia lui Dumnezeu. Și mântuirea se capătă prin credință. Dar Iacov a văzut că în vremea lui erau unii oameni care spuneau așa cum spun mulți din vremea noastră: contează să avem credință și atât. Nu e adevărat. Este numai jumătate din problema care am acoperit. Noi credem, cum spunea odată un frate de păstor, că s-a dus la el cineva și a zis: băi, zice, eu din punct de vedere teoretic, cred în Dumnezeu, dar din punct de vedere practic, nu. Probabil că avea niște fapte mai reprobabile.
păstorul nostru la el și a zis: auzi, din punct de vedere teoretic tu intri în rai, dar din punct de vedere practic rămâi afară. Și cam așa este. Pentru că Iacov a văzut că era un pericol în comunitățile din vremea lui. Și pericolul era numai al unei credințe declarative, al unei credințe pe care omul o ia și spune: măi, și eu cred, și cred predicile, și cred în ce se cântă, și cred în ce se roagă, și cred, și cred, și cred. Dar în timpul lui era pericolul acesta să rămâne doar la o credință formală, la o credință golită de conținut, la o credință declarativă, la o credință, poate să o spun așa, exterioară sau exteriorizată prin cuvintele noastre. Și atunci vine Iacob și zice: aici, și Duhul Sfânt îl sensibilizează, aici trebuie insistat. Credința adevărată este credința care are fapte. Amin? Ce spune despre Esop, dacă nu greșesc, s-au dus niște tineri la el ca să-l pună în încurcătură pe înțelept și avea un buzunar de rabie. Și au zis: măi, la toate întrebările ne-a răspuns un mustător de dibaci, nu știu ce să ne răspundă, dar acum îl prindem la colț. Îl întrebăm următorul lucru: cum e vrabia? E moartă sau e vie? Dacă zice e moartă, o scoatem din buzunar, poftim, e vie. Dacă zice e vie, o sugrumăm rapid și arătăm că e moartă. Și atunci l-am prins la colț. Și când am ajuns în fața omului ghebosului antichității, că era ghebos așa și arăta diform, foarte rău arăta, îi pun întrebarea și îi spune la ei, și le spune: știți cum e vrabia? Cum vreți voi? Și fraților și surori, credința noastră știți cum este? Cum vrem noi? Avem o cântare veche, o știam de la bătrân, depinde de voința ta. Am tot repetat acolo versul ăsta, îl țin minte, mi-a rămas în minte. Depinde de voința ta. Și nu întâmplător, spun cercetătorii Scripturii, acest fapt. Credința adevărată are trei elemente. Un element intelectual, trebuie să înțelegi, de acolo vine cuvântul înțelegere, din la inteligere, că îl pătrunzi în cuvânt și îl înțelegi, îl pătrunzi, știi sensul lui. Înțelegere, trebuie să înțelegi ce spune Domnul. Avram iese, Avram iese. Rahav, găzduiește pe solii ăștia, pe solii mei. Gata, pun casa la dispoziție. Asta e înțelegere. Trebuie să fac ceva. Înțelegerea. Dar pe lângă acest lucru este și elementul emoțional al credinței. Și ceva din mine îmi spune: fă, fă, că trebuie să faci. Și apoi spun cercetătorii Bibliei că și elementul voluntiv, voința, imediat după ce avem această credință completă, bazată pe înțelegere, pe emoție și pe voința noastră, imediat trebuie alipită de ea și fapta, și atunci suntem compleți, oamenii lui Dumnezeu, și Dumnezeu zice: îmi place de voi, Domnul să ne ajute. Altfel, suntem ca cei din poveștioara aceea a fratelui Iosif Trifa, întemeietorul oastei Domnului. Spunea că cineva a avut un vis și în visul lui a ajuns în rai și raiul era plin de urât. Nu m-a urât. Și când s-a uitat bine și a întrebat pe acolo ce se întâmplă, un înger i-ar fi răspuns. Bineînțeles, a fost un vis, dar un vis cu tâlc. Un înger i-ar fi spus: măi, zice, urâtele astea sunt ale celor care au auzit predic, dar n-au făcut nimic. Urâtele lor au ajuns în rai și ei au rămas pe pământ. Să se ducă în ea. Deci observați, credința fără fapte moartă e o temă a Noului Testament și e foarte clară tema aceasta. Haideți puțin să ne apropiem de textul nostru și acest text are două posibile structuri. Din punct de vedere al actantului, al celui care acționează aici, am desprins patru personaje. Și personajele astea spuse de apostoli extreme, probabil.
probabil că a vrut să-i șocheze pe cei care au citit epistola lui. 1. De la versetul 14 în jos și până la 17 este vorba de frații și surorile dintre noi. Dacă vrem să-i numim așa, săracii bisericii. 2. De la versetul 18 și până la 20 este vorba de demoni, de cei care sunt iubi. Observați ce extreme, oameni și demoni. Sună la titlul de roman. La versetul 21 este vorba de părintele credinței, părintele evreilor, al mozaismului, al tuturor celor credincioși, la urma urmei, conform cărții romane. De la versetul 21 și până la 24. Și culmea, că alege Iacov, această femeie care se află la antipod, o femeie imorală, o femeie stricată, de la versetul 25 la 26, o curvă, așa numește cuvântul urât, cuvânt care nu se pronunță, nu-i bine să se pronunțe des în biserică, decât atât cât ne permite Scriptura. Și observați că din punctul de vedere al actanților, structura poate să fie următoare. Credința trebuie să fie comunitară, dacă un frate sau o soră, versetul 15, sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele, și unul dintre voi, adică vorba de biserică, de comunitate, credința trebuie să fie comunitară, să se exercite la nivelul comunității. Mergem mai departe. Credința trebuie să fie cerească. Tu crezi că Dumnezeu este unul. Și aici îl citează apostolul pe Moise, cu acel șma din Deuteronom, din capitolul 6. Tu bine faci, zice. Ăsta-i crezul nostru, al evreilor, al nostru, al creștinilor. Dumnezeu este unul singur. Dar zice, și dragii cred și se înfioară. Și ăștia nu fac voia lui Dumnezeu. Credința adevărată este cerească, nu-i drăcească, nu-i din iad de acolo, nu, îi cerească, spune el. Vorbim cu negație. Și apoi, zice el, credința adevărată este biblică. Și la versetul 21 în jos, cele două personaje, Avram și Rahav, credința adevărată este comunitară, este cerească, este biblică. Dar mergem mai aproape de acțiuni și din punct de vedere al acțiunii desprindem ceva mult mai practic, mult mai aproape de ceea ce ne interesează. Credința nu înseamnă dezinteres sau declarație dezinteresată, spune apostolul aici. Dacă un frate, o soră vine, băi, sunt flământ, mă ajuți? Da, te ajut, Domnul, să te ajute, du-te. Nu e declarat. În primul rând, spune el, din punctul de vedere al acțiunii, nu trebuie să ne limităm doar la declarație. Al doilea lucru, spune apostolul aici, al doilea exemplu, credința adevărată nu este declamativă, nu-i teatru, nu vine un demon și spune, a, Dumnezeu există, da, dar el nu face nimic, asta nu-i declamativă. Al treilea lucru, credința adevărată este renunțare la tot de dragul lui Dumnezeu. Și asta a făcut-o, a avut-o Avram. Și patru. Credința adevărată este renunțare la ceea ce ai de dragul altora. Observați ce practică este credința adevărată pe care apostolul Iacob a adus înaintea noastră. Și foarte important să înțelegem aceste aspecte. Mai întâi, credința adevărată nu este o declarație dezinteresată. De la versetul 14 la 17. Ai un frate, ai o soră și spune aici, sunt goi, sunt lipsiți de hrana de toate zilele. Și ce dacă? Spune noi. Și de multe ori am observat, sunt oameni în bisericile noastre care folosesc formula ABC. Așa numesc eu, formula ABC.
Ești bun? Da. N-ai mâncare? Nu. Atunci să-ți dea altul. Ăsta e A-ul nostru. Prima literă din alfabet. Nu ai ce să mănânci? Nu. Și vreau. Dacă ai fi muncit, ești un... Și mai departe. Și asta este bine, care îl ținem în mânecă, bat jocul. Sunteți formulele noastre, sunt stereotipii deja. Și vine omul și zice, am nevoie de... Și imediat apelăm, dacă nu se poate altfel, la litera C, la cuvânt, dar fără faptă. Lasă că te ajut. Și asta e formula noastră ABC, pe care Dumnezeu nu-l crește. Pentru că dacă Domnul Hristos ar fi zis în cer fiind, când Tatăl s-a uitat și a întrebat cine va merge pentru noi, El putea să spună, trimite-l pe altul, e formula mea A. Dacă nu putea să apeleze la B și să-și bată joc de noi, că avea cu bună dreptate pentru ce să ne bat jocorească, că am fost tăvăluți în groapa moțurilei și în groapa cea mai de jos a pieirii, putea Domnul să o facă. Și putea să ne promită, dar asta nu e în caracterul Lui, ci fiindcă a promis, a și făcut și a coborât și ne-a mântuit pe dealul Golgotei, lăudat să fie numele Lui. Fraților și surori, trăim într-o epocă în care oamenii vorbesc multe și fac puține. Aristotel spunea la un moment dat, cuvântul câine nu mușcă, dar putem aplica aici, cuvântul pâine nu hrănește, cuvântul hrană nu încălzește. Se spui să încălzești pe om cu cuvinte, asta nu merge. Și apoi Steleagă vine și spune foarte clar, nu se poate, trebuie să fie faptă și credință, credință și faptă. Astea nu merg împreună. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Aici apostolul Iacob preia doar un exemplu și sunt foarte multe. Dar el preia un exemplu, îl pune aici ca să înțelegem. Credința nu este o declarație dezinteresată. Dacă declari, tu trebuie să și faci ceea ce ai spus. Fraților și surori, de multe ori semănăm cu acel păstor care s-a dus într-o duminică la biserică și le-a zis oamenilor celor care îl ascultau că trebuie să facem, să facem, să facem, să sădim și să avem milă și facere de bine și așa mai departe. Și soția lui a plecat acasă cu un gust bun, măi, ce-o predicat bărbatul meu. Până el a stat la birou și și-a rezolvat multe probleme, a bătut la poarta lor un cerșitor. Și femeia, impresionată de predica soțului ei, a luat costumul cel mai bun și l-a dăruit. Pentru că spunea Domnul, și probabil că pe texte ca acesta s-a bazat păstorul în predica lui, Matei 25, că la judecata viitoare, când vor fi oile la dreapta și caprele la stânga, Matei 25 cu 33 în jos, zice că împăratul le va spune celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui, dar de ce? Versetul 35. Am fost flămând, mi-ați dat de mânca, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Deci observați că aici Domnul Hristos emite 6 imagini posibile, exemple posibile din viața comunitară, din viața de fiecare zi. În 6 cazuri speciale noi putem să mergem și să-L ajutăm pe Dumnezeu. Femeia a luat costumul și l-a dat. Când a venit soțul ei acasă, a stat puțin și a plecat, dar înainte să plece și căuta costumul, cel nou, cel frumos, că trebuia să meargă să-L slujească și o zi nevastă, nu-L găsesc.
Ce auzi, dragă, eu ți-am respectat ceea ce tu ai predicat și ți-am luat costumul și l-am dat în numele Domnului. O, dragă, asta era pentru cei din biserică ce-s bogați, tu nu știi că noi suntem săraci. Și de multe ori facem și noi la fel. Cuvântul ăsta e pentru alții, nu-i pentru mine. Ba da, cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. Și asta mă atinge și pe mine și pe tine. Domnul să ne conștientizeze la acest lucru. Fraților și surori, este foarte important să înțelegem că această credință trebuie să punem în practică. Era un frate în zona Bihorului, în Oradea, și s-a dus la un moment dat cineva la el și l-a întrebat, măi, te rog frumos să-mi spui, Dumnezeul vostru, e adevărat că e foarte mare, da, zice, mare, umple cerul și pământul, dar zice, dacă e așa de mare, totuși spune-mi, cam de câți metri pătrați de stambă, de material ai avea nevoie să-i faci un costum? Păi poate știi tu, și bă tu joc omul de fratele nostru. Și fratele a zis, mă gândesc că ar ajunge vreo 2-3 metri pe pătrați. Vai de mine, măi, dar tu ai zis că Dumnezeu vostru e mare. Da, dar zice, în Biblia noastră acest Dumnezeu a zis că atunci când facem un costum și îl dăm la cineva, i-am dat direct lui Dumnezeu. Și atunci eu l-am întrebat pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu are nevoie de 2-3 metri pătrați de material. Un răspuns înțelept, un om de la țară. Uite ce spune Biblia, adevărata credință și faptele credinței adevărate, credința practică nu este declarativă, ci este practică și Domnul să ne ajute. Apoi merge mai departe, la versetul 18, spuneam, credința adevărată nu este declamativă. Nu-i teatrală. Noi nu trebuie să fim ca și demonii din iad, care și ei cred, spune versetul 19, și se înfioară. Și sunt atâtea texte în Scriptură în care secretul lui Hristos, că e Fiul lui Dumnezeu, nu trebuia comunicat nici măcar de demon. Și Domnul îi oprește pe demon să tacă, să nu îi reveleze identitatea lui de Fiul lui Dumnezeu, ca nu cumva oamenii să și demonii știau cine este el și credeau că el poate să-i scoată dintr-un demonizat. La un moment dat, era omul acela care era plin de demoni și Domnul Hristos le-a poruncit demonilor să iasă și ei l-au rugat și au zis, te rog, lasă-ne să intrăm în porcii aceia. Demonii știau că la cuvântul lui Dumnezeu ei pot să iasă și le iau. Pentru că Domnul Hristos avea autoritate de Dumnezeu, El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, lăudat să fie numele Lui. Și fraților și surori, demonii aceștia au o credință declamativă, le recită ceea ce au învățat de la tartorul lor, de la diavolul din iad. Și ei spun despre Dumnezeu multe lucruri. Le cred, se înfioară că știu că le vine ziua în care vor fi aruncat în noaptea a doua, în iazul cu foc și cu cioasă, dar nu pot, nu sunt în stare să facă ceea ce suntem noi în stare, să facem voia lui Dumnezeu. Atunci când demonii au căzut, când diavolul a căzut, și aceasta este o problemă dezbătută larg de cercetătorii Bibliei, de ce Dumnezeu nu le-a oferit și demonilor șansa de salvare în trupul lui Hristos jertfit pe dealul căpățânii? De ce? De ce ne-a oferit nouă șansa aceasta? Prin faptul că există diferența asta dintre lumea spirituală și lumea asta altă fizică, Domnul Hristos s-a rugat pe cruce și a zis, Tată, iartă că nu știu ce fac. Atunci când demonii au căzut, ei știau ce fac. Erau în depline cunoștințe de ceea ce făceau, a luat și a încolțit în mintea, în gândul lui, înălțarea și mândria, ceilalți au fost cooptați în echipa lui și toți demonii căzuți, toți îngerii căzuți știau foarte clar ce fac. Pentru noi a fost o salvare în știința noastră. Dar din momentul în care venim la Hristos, cunoaștem Biblia, cunoaștem puterile viacului viitor, suntem
suntem în mare pericol, pentru că știm ce nu facem, să nu ajungem și unități demoni, și de aceea apostolul Iacov aduce imaginea asta în frumătoare. Mi-a povestit un frate din Cluj, un frate care se roagă pentru demonizați, are rezultate bune că le dăruiește Domnul. Mi-a povestit că la un moment dat, în timp ce postea și se ruga pentru un caz special, a avut un vis într-o noapte. În visul meu, spune fratele, am văzut pe dealul feleacului când urtau doi șerpi. Deci erau așa de mari că poate ar fi trebuit două persoane, doi bărbați, ca să le cuprindă circumferința fiecăruia. Și urcând ei pe deal în sus, am apărut el, spunea fratele, cu o armă în mână și am început să-l izbesc pe unul dintre ei cu putere în cap. Zice, la un moment dat s-a uitat la mine și a început să-mi vorbească în cuvinte omenești. Mi-a zis așa: voi sunteți binecuvântați cu căpetenia voastră, Iisus Hristos, care vă vine în ajutor ori de câte ori primați. Dar pentru noi orice speranță este pierdută. Și ne amintesc de inscripția pe care Dante a pus-o deasupra infernului: lăsați orice speranță, cei care intrați aici. Demonii știu că mai este puțină vreme și pentru ei nu mai există speranță. Casa lor a fost spartă, a fost prădată. Hristos Domnul s-a coborât în locuința morților, a luat cheile și le deține în puterea Lui și sub autoritatea Lui. Demonii nu mai au putere asupra funcțiunii adâncului, asupra oamenilor. Domnul Dumnezeu este suveranul absolut al întregului univers. Demonii știu lucrul acesta, că mai au puțină vreme și suveranul acesta, ca în Apocalipsa 20, va înălța un scaun pe dreptate mare și alb între cer și pământ și va judeca vie și morții. Acest suveran va lua pe fiecare înger căzut și îl va pedepsi și pentru ei orice speranță este pierdută. Și cu disperarea aceea, acelui care nu mai are șansă, care nu mai are casă, atunci când pleacă din casa lui prădată și fuge în altă parte, distruge tot ce găsește pe drumul lui. Și asta fac demonii cu oamenii. Și încearcă demonii să intre și în biserici. Și Biblia spune foarte clar că vor veni în vremurile din urmă oameni care se vor lepăda de credință, se vor alipi de duhuri înșelătoare. Și zice: Doamne, păzește-ți biserica ta, că Tu ești marele păstor. În lumea aceasta, de când este lumea, totdeauna lupii au fost mai mulți decât mieii. Dar speranța mieilor și a oilor a fost că aveau păstor și păstorul le-a apărat pricina și viața lor. Șansa noastră este că avem un păstor, e păstorul cel bun care ne apără, lăudat că fie el. Credința adevărată nu e demonică, fraților și surori. Nu e declarativă, nu e declamativă, nu e învățată de la cineva. Noi ne bazăm pe o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Slăvit să fie Domnul! Doamne, cercetează biserica din Dej. Am văzut aici pe un caiet de cur, scrie că biserica din Dej are o vechime extraordinară între bisericile pentecostale din țara noastră. M-am bucurat! M-am bucurat. Dar, fraților și surori, nu cumva să ne fosilizăm, nu cumva să rămâne doar o formă a ceea ce a fost altă dată. Pentru că altă dată aici, la dumneavoastră, Dumnezeu făcea semne și minuni. Și noi nu ne legăm neapărat de semne și minuni, dar ne legăm de Dumnezeul minunilor. El este același ieri, astăzi și în veci. El face minuni și astăzi. Demonii din iad știu lucrul acesta, că Dumnezeu face minuni, că Dumnezeu există și sunt oameni și am întâlnit N și N de oameni, am întâlnit N și N oameni care îmi spuneau, zice: Domnule, și eu cred în Dumnezeu, dar cred că ajunge. Eram la un moment dat cu un taximetrist, fugeam în Cluj, ajung undeva și
a ajuns în dreptul catedralei și zic către el, domne, dar de ce nu-ți faci cruce? Am văzut că avea acolo iconițe prin mașină, zice, domne, mi-am făcut cu limbi. Zice, eu obișnuiesc să-mi fac cruce totdeauna când trec pe lângă o biserică. Dar zice, ca să nu greșesc, o fac în cerul gurii și am rezolvat situația. Domnule, dar crezi că ajunge? Zice, da! Oamenii cred că dacă își fac un semn al crucii, și am fost chiar la un mare odată, și-a venit preotul și-a luat o sticlă cu vin și l-a botezat pe bietul mort în vin și-a făcut o cruce mare cu vin pe el acolo și zice, acest simbol al crucii îl va păzi și va deschide ușa spre veșnicie și va fi în fericire cu Dumnezeu și vinul ăsta simbolizează sângele lui Hristos și așa mai departe. Și a fost extraordinar. Extraordinar ce întunecime în mintea unora. Pe noi ne curățește sângele lui Hristos. Amin? Sângele lui ne curățește de orice păcat. Atâta timp cât trăim, cât suntem în viața aceasta. Omul odată pierdut, odată plecat din lumea asta, nu se mai poate recupera. Este învățătură biblică și profund corect această învățătură. Merge mai departe. Credința adevărată este renunțare la tot ceea ce avem de dragul lui Dumnezeu. Spune aici versetul 21, Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfit pe altar. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Și sunt oameni care vin iarăși cu Romani, capitolul 4, în care ascultați ce spune. Versetul 1, ce vom zice, da, a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram, dar dacă Avram a fost cu tine prihănit prin fapte, mai cu ce se poate, dar nu mai trebuie Dumnezeu. Deci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta îi s-a făcut cu tine. Și vin unii și zic, vezi, e contradicție. Avram a crezut pe Dumnezeu și a fost cu tine prihănit. Din cum ce vine Iacov și zice, Avram a făcut ceva înaintea lui Dumnezeu și a fost cu tine prihănit. Dar fraților și surorilor, din punct de vedere istoric, cronologic, suntem în capitolul 12 din Geneza, când Dumnezeu îi spune lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, în vină, într-o țară pe care ți-o voi arăta. Și acest pasaj este pomenit de Sfântul Pavel, în Roman, când Avram îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, iese din țara lui și pleacă. Și însă ieșirea din țara lui este o faptă a credinței, dacă o luăm așa. Și Iacov se referă la cu totul alt pasaj din Scriptură. Geneza 22, în care Avram și fiul său Isaac reîntirează, redesenează în, sau ceea ce era deja în concepția lui Dumnezeu înainte de veșnicie, imaginea tatălui cu fiul care merge să-l aducă jertfă și fiecare din elementele acelea sunt un prototip a ceea ce avea să fie pe dealul Golgotului. Fraților și surori, nu este timp să aprofundăm imaginea asta. Dar Iacov se referă la faptul că Avram a luat tot ce avea mai bun. Și Tozer spune foarte clar în cartea lui, în căutarea lui Dumnezeu. Zice că Avram n-avea inima lipită de bogății, că Dumnezeu i-a dat foarte multe, dar el era lipit de Dumnezeu. Fiecare zi îl căuta pe Dumnezeu, construia altare, stătea la rugăciune, vorbea Dumnezeu. Nu era inima lipită de bogății. Dar când a apărut în familia lui acea bogăție care mișca, ce gângurea, ce dădea din piciorușe, imediat inima bătrânului s-a muiat și s-a legat de copil. Și Dumnezeu când îl vede, zice Avram, într-un mare pericol, riscă să mă piardă pe mine de pe tronul inimii lui. Avram, ia ceea ce ai în inima ta și du acolo pe un deal și fă-ți zic și Avram trebuie să plece. Ori dacă noi despărțim acest lucru al credinței prin fapte, de faptul în sine, putem să declarăm că Dumnezeu formează criminal și le spune să meargă să sucidă copiii. Nu era asta în mintea lui Dumnezeu. În inima lui Dumnezeu, ca Avram să rămână părintele credincioșilor și al credinței și să nu-și piardă credința. Și când ridică Avram cuțitul, socoteala deja se făcuse în mintea lui. Evrei capitolul 11 spune că deja vedea cenușă pe Isaac. Și atunci Dumnezeu din cer strigă și spune,
Avrame, Avrame, oprește-te! Am văzut ce ai vrut să faci. Să știi că de pe tronul inimii tale l-ai dat jos pe cel care domnește și a rămas Dumnezeu acolo. Și apoi Dumnezeu îi face făgăduința aceea extraordinară în capitolul 22. Dar observați, Iacov spune foarte clar, credința adevărată este renunțare la tot ce înseamnă creat, creatură dacă vreți, și alipirea de creator. Asta e credința adevărată. Să piară stelele, să piară pământul, să piară orice, eu să rămân cu Dumnezeu. Se spune că în Verona, în timpul evului mediu, când erau inchizițiile alea dezlănțuite contra oamenilor lui Dumnezeu, era un om al lui Dumnezeu cu numele de Petru. Și acest Petru de Verona a fost luat și dus spre locul de execuție și torționarii lui n-au răbdat până acolo să-l execute. Pe drum îl împungeau cu cuțitele, cu pumnalele și îl întrebau, crezi în Iisus? Cred! Crezi în Iisus? Cred! Era în bătaie de joc să-l tot întrebe, să-l tot împungă. A început sângele să curgă și roaie pe el și n-a mai ajuns la locul de execuție. S-a prăbușit undeva în mijlocul drumului, împuns de cuțite în zonele vitale ale trupului. Și ultimele sforțări, în praful drumului, a scris un cuvânt însângerat, cred, și apoi a murit. Asta e credința adevărată. Asta e credința ce renunță la tot, inclusiv la trupul acesta, și se alipește de Dumnezeu. Se ducea Ignațiu în anul 117 spre locul de execuție, îl chema cezarul de la Roma, Traian, și urma să fie dat în ghearele și în colții fiarelor sălbatice și bisericile îi scriu și îl imploră, te rog, nu te duce. Și el le scrie înapoi și le spune așa, nu vă împotriviți că eu vreau să mă duc. Eu sunt grâul curat al lui Dumnezeu și dinții fiarelor sălbatice mă vor măcina ca să fiu pâinea lui Dumnezeu sfințită. Cine vorbește așa dacă nu credința, care are fapte? Și el mergea ca la o sărbătoare, ca la o nuntă. Și a fost cazul lui Moody în anul 1899 când a murit și filozoful Ingersoll a fost plâns de o țară întreagă, incinerat de familie și toți au știut că această cauză a filozofului a fost pierdută, raiul nu există, iadul nu există, trăim într-un neam și filozoful a fost plâns de o țară întreagă. Dar în anul acela 1899, când el a murit, filozoful ăsta, Moody stătea pe patul de moarte, ca pe un tron de slavă. Fiica lui se ruga lângă el și spunea, Doamne, mai lasă-l pe tata, măcar un an, măcar doi. Și el a zis, nu te împotrivi, că astăzi este ziua încoronării mele. Pământul se închide, cerul se deschide, se pornește nunta. Mirele meu, Iisus, mă așteaptă la dreapta tatălui. Nu te împotrivi, că vreau să mă duc și s-a dus ca un biruitor. Fratele și surorile, aceasta este credința adevărată, care renunță la tot ce înseamnă lume și se alipește numai și numai de Dumnezeu. Amin? Apoi este cazul acesta al lui Rahav. Femeia asta, Rahav, face ceva, măcar ce-o știu ția. Credința adevărată este renunțare la tot ce am de dat cu altora. Îl iubesc eu pe Dumnezeu, dar Dumnezeu și-a lăsat în biserică lângă mine urmașii lui, chipurile lui. Eram plecat de multe ori în misiune și Domnul vorbea prin Duhul Sfânt și am auzit 2, 3, 4 lucrări de genul acesta, dacă nu chiar mai multe. Și Domnul vorbea și spunea, uitați-vă lângă cel din stânga și din dreapta, credeți în el chipul lui Hristos. E greu să vezi chipul lui Hristos în cel care te jignește și care te vorbește de rău. Dar undeva acolo e prins chipul lui Hristos. Rahab s-a uitat și a văzut în cei doi trimiși pe cineva din partea lui Dumnezeu. Știa că Dumnezeu va nimici țara. Și a zis, nu-i nimic. Eu îi găzduiesc prin credință, chiar dacă va fi să mor, măcar am făcut și eu o faptă bună înaintea lui Dumnezeu. Și vine Domnul să zice, vezi, așa trebuie să faci și tu. Îl iubesc pe Dumnezeu, îl iubesc. Renunți la toată lumea? Da, renunți. Pe dacă tu renunți la toată lumea și le socotești astea ca pe gunoaie, fă bine să ajute pe cel de lângă tine. Asta a făcut-o Rahab. Și Dumnezeu a mântuit-o. Rămân la gândurile astea,
Bineînțeles, tema este mult, mult mai generoasă. Aș dori ca Dumnezeu să ne facă niște creștini practici. Niște creștini care punem în practică ceea ce Domnul ne spune. Amin? Și cum spunea un frate care se punea într-o biserică totdeauna pe ultima bancă. Zice, eu mă pun aici pentru fratele din față de predica la următorul și la următorul și la următorul. Și ce? Toate îmi revin mie și mă duc și le pun în practică. Domnul să ne ajute nu să stăm pe ultima bancă, dar să le punem în practică. Amin.